Totul s-a întâmplat la începutul acestei veri, când elevii clasei a 8-a de la școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu au participat la banchetul de sfârșit de an. Vrând să facă o glumă, una dintre profesoare, director al școlii, i-a întrebat pe elevi pe cine ar executa în ultima lor clipă de viață. Juriu va lua în calcul cel mai frumos și cel mai trăznit răspuns. Întrebare: dacă mâine ar fi ultima voastră zi de viață, pe cine ați executa? Cadrul didactic se scuză acum prin faptul că a vrut să facă o glumă. În plus, profesoara crede că totul a ieșit la iveală în contextul în care luna viitoare are loc examenul pentru postul de director. Era totul un joc, amintiri din cei 4 ani de școală, o distracție, unde copiii au avut niște reacții vis-a-vis de... Totul în glumă, totul a fost în glumă. Printre răspunsuri probabil găsiți acolo că și pe mine ar dori să mă omoare, pentru că am fost mai rea la ore, că i-am obligat să vină, să fie prezent, să... cum sunt elevii. Deci nu consider că dimpotrivă deplasat este ceea ce fac acești oameni ca să denigreze școala. Este mai grav decât ce s-a întâmplat la banchet. Psihologii cred că elevii nu ar trebui să fie supuși unor astfel de tratamente care i-ar putea afecta emoțional. Cadrul didactic nu trebuie sub nicio formă să incite la violență, trebuie să aibă un comportament model prin tot ceea ce face, atât la școală cât și în afara cadrului școlar. Trebuie să sprijine copilul în dezvoltarea lui, să îi asigure un model de viață frumos. Despre incident au aflat și reprezentanții inspectoratului școlar, care susțin că împotriva directoarei nu se pot îndrepta în niciun fel. De un astfel de incident urmează să se ocupe o comisie disciplinară formată din profesori de la școala cu pricina. La următoarele sesizări scrise, înregistrate, să recomandăm școlii instituirea unor comisii de disciplină care să analizeze orice abateri care s-ar produce în comportamentul profesorilor, colegilor noștri de la școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu. Până acum, nicio autoritate nu a fost sesizată oficial cu privire la această situație.